Hei, hei, hei! Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi vom continua seria noastră cu The Hunter. Încă n-au venit componentele, încă nu putem să facem un live, dar vă asigur că nu va mai dura mult. Dragii mei, da, sunt singur, dar asta pentru că am încercat să intru pe server cu băieții și sunt ceva probleme. Nu e grav, putem să jucăm și singurei. Poate data viitoare vom avea mai mult succes. Ia uite că deja avem acțiune. Yukon Valley se numește harta. Este acea hartă nouă și cred că asta o știți foarte bine pentru că am jucat-o și ați văzut cam cu ce se mănâncă, atât eu cât și băieții. Vroiam să verific un pic, să vedem ce am, ce muniție am, pentru că până la urmă mă interesează să am cu ce să fac treaba, nu? Am microfonul în față, sper că nu deranjează, asta pentru a avea un sunet cât de cât ok pentru voi. Mergem. Da, tot îmi se aude sunet, tot îmi scriu băieții că au eliberat serverul. Din păcate rămânem deocamdată aici și continuăm treaba. Poate data viitoare vom încerca să avem mai mult noroc. Ce este aici? Stai un pic că m-a dat peste cap ăsta. N-am mai văzut. Cred că pentru păsări scara asta o putem lua. Probabil. Nu știu, cred că pentru păsări. Ok, hai să vedem încotro ne vom îndrepta. Ideea e că noi suntem acum încolo, dincolo am venit, încolo am fost, n-are rost să mergem tot în partea aceea. Mergem în dreapta sau în spate ca să nu dăm de vânt. Mergem așa. Hai să mergem așa. Hai să mergem așa, poate totuși avem noroc. Știu că a fost vulpea aia pe acolo, dar știți că cu vulpea noi nu prea avem tangență. E foarte rapidă, iar noi suntem foarte înceți. Și atunci trebuie să fim atenți la toată treaba asta. Poate vă întrebați de ce nu-l mai avem pe babă pe aici. La fel și babă e foarte ocupat, e plecat în vacanță, e nunți, cu botezuri, cu ce mai, domnule, am intrat în concediu. Și da, trebuie să înțelegem că până la urmă fiecare dintre noi are și viața sa personală. Așa că hai să vedem dacă suntem mai norocoși când suntem singuri decât atunci când suntem pe multiplayer. Deși eu cred că nu e nicio diferență, pentru că noi am mai jucat și pe multiplayer tot singuri. Așa că vedem. Deocamdată n-am văzut niciun fel de urme. Aud sunet de rațe, dar eu nu văd rațele. Ah, uite-le-a. Uite rațele. Să încercăm cu arma asta să tragem în... A? Am nimerit vreuna? Nu cred. Nu cred. Am nimerit-o, mă. Băi, ești nebun, am nimerit rața, mă. Am nimerit două rațe, nu una. Cred că două am nimerit. Bă, s-ar putea să avem noroc, mă. Și am luat, am tras cu arma asta, știi, care normal nu e de rațe, dar e oricum mai bună decât lereu, adică de la distanță. Sunt curios acum cât de departe s-a dus, pentru că ați văzut cât de sus era. Sunt curios dacă o voi găsi. Oricum, în direcția asta a picat. Vedem imediat. Bă, nu fi răutăcios, mă. Bă, băiatule, ia uite rața. Fii antenă că am găsit rața.
împușcată de mine. Ești nebun la cap. Am prins rățoiul, mă. Bă, cât de norocos să fii să prinzi rața asta. Wow, săraca rața. Ia să vedem, am luat bronzul, ești nebun, 543. I-am dat, unde i-am dat? Abia am atins-o, mă. Încă așa ceva n-am văzut. Cum a murit rața asta? De la curent, oare? Nu știu. Chiar nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Nu știu. O lăsăm și noi așa. Și vedem. Vedem data viitoare. Ideea e că am avut rațe aici. Ești nebun? Pe dealul ăsta noi am avut rațe. Fain. Ia să vedem noi dacă găsim coyotul pe aici. Era coyotul, s-a auzit coyotul pe aici. Ia să punem noi un pic șmecherul ăsta. Nu văd nimic. Era că se auzea destul de binișor. Probabil o fi plecat. Hai să mergem într-acolo. Ideea e că totuși am prins ceva. Bă, da, de ce avem senzația că am dat-o și pe prima, că n-am tras prima, în prima? Dacă ar fi fost așa, dădeam de ea, pentru că a fost tot în... am tras prima dată. Deci normal ar fi trebuit să fie acolo. Adică înaintea acesteia din urmă, știi, care am găsit-o. Dar nu cred că am dat-o jos. Cred că doar am avut senzația că am doborât-o. Opa! A fugit bizonul. Dacă doar el doarme, normal, tăticule. Bizonul a fugit. Nu nimic. Nu nimic, Dorelai. Aie, oricum nu-l mai prinzi acum. Te-a auzit, te-ai întors și te-a auzit. Dacă trăgeam din prima, cu siguranță îl avea. Se noptează, cred că. Nu? Eu cred că asta se întâmplă. Ce e acolo, mă? Bă! Oh, lișet! Bă, aia sunt bizoni! What the... Mamă, știi ce-mi trebuie aici? O dinamită, frățioare! Voi ați văzut câți bizoni sunt acolo? What? Ia uite ce e acolo, frate. Trebuie să punem... Păi ești nebun. Ia uite ce e acolo. Doamne, ce e aici? Nu vine să cred. Ești nebun la cap? Și cine omoară pe ăștia toți? Eu cu siguranță nu am cum. Se mai aude și lup. Păi, ești nebun la cap. Ce să fac, mă? Să trag oare de aici? Dar nu reușesc. Stai seama, cât pot să dau jos? Hai să mă duc mai aproape, totuși. Dacă ei se ridică în picioare, știi? Zic și eu.
Ce urât fac lupii ăia, mă. Și eu n-am văzut unul de când joc pe harta asta. Da, și când o-i vedea, cred că îi împuși pe toți. Îmi vine să muși din volan. Ia să vedem noi dacă reușim să facem ceva, Acilea. Păi ești nebun câți sunt. Păi, o întreagă turmă, mă. O întreagă turmă. Vreau să mă dau cât mai aproape și vă spun și de ce. Cât sunt mai aproape, cu atât am șanse să îi dobor mai repede. Plus că în caz de, și sigur se vor speria, pot să trag în mai mulți. Mă uit după microfon, mă uit. Da, așa că ne apropiem noi, dar nu ne apropiem. Bă, că deocamdată stau jos, asta e bine. Bă, da, câți sunt, mă, bobița, mă, nu-ți vine să crezi, ești nebun. Ne pregătim cu 3-3-8-ul. Ăsta e pentru bizon, n-ai nicio șansă cu altă armă. Sau cel puțin așa cred eu. Opa, ne-au simțit. Ne-au simțit. Și tragem. Și tragem. Și tragem. Tragem. Ok. Nu se știe cât mai găsim noi din tot ce avem aici. Dar interesul poartă fiesul, cum se spune. Vedem ce găsim. Am tras în 2-3 exemplare, am tras. Sunt curios chiar. Hai să vedem. Știu că a luat-o și la deal un exemplar, 2, 3, 4, ce e acolo, bizonul? Nu nimic, lasă că vine după tine. Nu te speria. Îmi vine să plâng. Cum să tragi în animăluțele astea? Nu, bobițe, ia la casă. Fă ciorbiță din el. Bă, n-am găsit urmă de sânge acolo. Dar sper să găsesc o urmă. Totuși. Opa, ia uite bă că ăsta a murit aici instant aproape. Ok. Bronz. Nu e rău. Nu e rău. I-am dat în plămâni lui ăsta. Hai să vedem. Pe un pic mai la deal. Cred că am coborât prea mult. Aba, nu sunt urme de venit înapoi. Și care sunt alea de plecat, bobiță? Opa! Ce ai făcut, Dorelai? Ăsta e mort acolo sau mi se pare mie? E mort. Lasă, voi țipați, urlați, nu contează. Ok. Mamă! Mamă! Ce făcuși, bă, bobiță? Încarcă armă, Dorele, că vine spre tine. Chitu. I-am dat în creier, cred că lui ăsta. Trebuie să-mi iau medkit-ul, că altfel o iau razna. Mama, am trăit 3 boabe în asta. Medkit-ul. Unde-i medkit-ul? Shit, gata, bobiță, ne-am revenit. Mamă, nici nu l-am văzut de unde a apărut, ești nebun. Serios că nu-l văzusem.
Ok. Bronza am luat și pe asta. O lovitură tot în plămâni. E bine. Wow. Acțiune, mă. Băi, ești nebun, avem 1878 și abia am început. A, bine, abia am început. Relativ, da, să spunem că abia am început. Nu e rău deloc. E belea. Mă apucă plânsul. Mă încurcă cablurile astea. Of, lasă că vine el și suportul ăla de microfon. Ce e acolo, mă? Nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu. Opa, ia uite-l unul. Adică ori tragem, ori nu mai tragem, frățioare. Ori tragem, ori nu mai tragem. Dacă n-am tras aici, de-am zăpăcit. Am zăpăcit cu trasul. Atâta câr de bizon ce am avut. Belea, mă. Sper doar să și găsim ceva, că tot am tras, dar de găsit nimic. Nu s-a văzut pe aici. Adică zici că au intrat în pământ. Cum au dispărut toți bizonii aia? Era o grămadă. Ia uite. Ce e ăla? Ăla e un mouse. N-are rost să dăm, e prea departe. În schimb, ar trebui să vedem urme pe aici, pentru că am tras în câteva exemplare. Și totuși nu găsim. Mergem un pic mai la deal. Nimic, mă, nimic. Aia e. S-ar putea să nu ne mai arate urmele, s-ar putea să fi dat jocul crash. Deoarece nu mai vedem niciun bizon pe aici, e cam strigător la cer, adică... Urmele duc la deal în loc să ducă la vale și eu i-am văzut cum au plecat la vale. Bizonii, mă refer. Opa, ia uite. Să sper iară, mă. Probabil că... Ăla vine încoace. Ia uite. Unde te duci, băbiți? Mă omoară bizonul, ești nebun? Mamă, mi s-a ridicat părul pe mine. Doamne, ce m-a speriat. E mare ăsta, mă. Am luat bronzul la el. 450 de kilograme. Ce v-am spus eu că e mare? Mamă, dar ce m-a speriat, mă. Bă. Deci am rupt stilul cu bizonii. Deci, episodul ăsta a fost belea cu bizonii. Asta cred că e ultimul episod, după care o să fie altă calitate, frățică. O să vedeți. O să vedeți că o să avem experiență în jocul ăsta mult, mult mai bună. Ok, asta e urmă de sânge. Ne arată într-acolo. Eu știu sigur că s-au dus chiar în dreapta undeva pe acolo. Uite că l-am găsit pe unul. Hopa, hopa, Penelopa. E nasol că vine noaptea, dar
Noi, atât timp cât se vede, ne facem treaba cu brio. Ia uite, bă, cum stau, mă, aliniați, mă, acilea, mă. Uite, bă, cum stau aliniați. Oh! Nu vine să cred! Toamne, extraordinar, frate. Bă, și ăsta e imens, mă, e imens. Oh, încă unul. Băi, ești nebun? Băi, ești nebun la cap? Na, bobiți. Ia uite-l, bă. I s-a făcut ochiul roșu. Mamă, nu vine să cred. N-am umorât în viața mea atâția vizioni. Bine, în jocul ăsta, bineînțeles, că în realitate n-aveam cum. Wow. Bă, ăsta iar e, asta e femelă. Cu siguranță. Ia uite-l. Am făcut o poză. Silver. What the fuck? I-am dat în coloană. Super tare, frățică. 751 de kilograme a avut bizonul ăsta. Superb, superb, superb. Parcă încoace am auzit ceva. De fapt, într-acolo și fugise. Animăluțele noastre. Deși pot fi sigur că am mai auzit eu așa sunete și nu am mai găsit nimic, nu am prins nimic în bătaia puștii, dar nu se știe. Bă, da, ori am avut vizioane aici, ori n-am avut, frate. Nu mă așteptam. Scorul e impecabil pentru bizoni și pentru timpul acordat acestui joc acum. E extra beton. Ia uite ce am făcut aici. Păi ești nebun la cap. Păi ești nebun la cap. E super tare, frate. Da. Am rămas uimit. Ai să zic cum stăteau aliniate acolo. Trofele. 1, 2, 3. Unul lângă altul acolo. Opa. Ah, crezi că e ceva pe acolo. Frumos, domnule, frumos, ce mai? Mă bate gândul să văd, v-am spus că eu celălalt monitor, de fapt e un televizor, care săracul l-am scos de la copii din cameră pentru că aveau 3 pixel duși. Sunt trei linii așa pe el și mă bate gândul să optez pentru un nou monitor, dar unul 2K, ca să pot să filmez 2K, să am și o calitate ok pe YouTube, să-mi vadă și mie, să-mi ofere alt codec, dar să văd, mai am încă o lună de rată la monitorul ăsta care l-am cumpărat acum 3 luni de zile și cred că numai bine o să pice luna viitoare să-mi iau un 2K, să pot, dacă tot vine și PC-ul ok, atunci îmi permit și pot să filmez un 2K și atunci calitatea va fi mult, mult mai bună. Opa. Da, asta o să vedem, pentru că am altele mai importante de făcut până atunci. Bă, dar ce m-a scălpat de viață, mă. M-a scălpat un pic de viață bizonii ăștia.
Bă, dar pe ăla chiar nu-l văzusem, a intrat în mine direct. Puc, puc, mi-a dat la temelie. Nici nu mi-am dat seama că e lângă mine. Nici nu l-am auzit, de fapt, nu că nu mi-am dat seama. Da. Nimic, mă, pe aici. Nimic. Parcă zici că au fugit. Parcă zici că au fugit cu avionul. Ești nebun. E destul de multă vegetație pe harta asta, sincer să fiu. Dar e și frumoasă. Numai de lupi să ne dau pe aici. Nici măcar urme nu găsesc, știi? De obicei mai găsești urme, știi? Și te mai iei după ele, dar nimic, niciun căcăcel, nimic. Da. Oricum, trebuie să ne mulțumim cu cât am avut. Slavă Domnului, ați văzut ce cârdă acolo de bizon. Și chiar am avut acțiune din cauza asta. Pentru că au fost acolo și toți s-au mai reîntors. Au avut senzația că am plecat sau ceva de genul. E bine că am tras de aproape. Asta a fost norocul. Dacă trăgeam de la distanța aia de unde i-am văzut prima dată, sunt sigur că nu reușeam să fac atâtea trofee. Dar știi cum e. Așa le înveți, așa înveți lucruri. Și până la urmă, experiența se câștigă în timp. Da, văd că nimic pe aici. Cred că o să ne oprim aici astăzi. Eu cred că a fost un episod ok. Un ultim episod, să spun așa, cu calitatea asta, de care tot mi-am cerut scuze în ultima vreme și cred că, nu cred, cu siguranță, următorul episod sau live va fi cu un The Hunter cu totul schimbat pentru voi. Da, dragii mei, cred că ajunge pentru astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Nu ezitați să folosiți butonașul de like, să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți părerea voastră vis-a-vis de tot ce se întâmplă pe canalul meu și, bineînțeles, un share micuț în lista voastră de prieteni. Dragii mei, eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. Până data viitoare, vă salut cu drag. Numai bine!